Doamnelor, domnilor, bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene la conferința de presă susținută de viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu. Pentru început, vrem să vă transmitem mulțumiri pentru onorarea invitației de a participa astăzi la evenimentul de presă. După cuvântul introductiv al domnului ministru, o să urmeze întrebări și răspunsuri, o sesiune interactivă cu jurnaliștii care s-au înregistrat astăzi la eveniment. Stimate domnule ministru, întrebările vor fi în alternanță, conform ordinii de înregistrare. Redacțiile care au adresat sau au expus dorința de a adresa aceste întrebări vor adresa câte o întrebare, după care o să alterăm până la epuizarea întrebărilor tuturor colegilor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc mult. Da, așa? Funcționează. Bună ziua, bine ați venit, revenit la Ministerul Afacerilor Externe. Este o bună ocazie să mai discutăm și clarificăm anumite nuanțe, dar și linii directorii și strategice ai politicii noastre externe. Eu nu voi face o introducere foarte lungă. Am mai avut și alte intervenții în presă în care am explicat în primă fază cam ce facem noi pe plan extern. Deci mă voi rezuma la o scurtă introducere și după aceea vom avea ocazia să dezvoltăm anumite subiecte, reieșind din interesul și prioritățile pe care le aveți dumneavoastră față de anumite subiecte. Voi începe prin a spune că trăim, și țara noastră se regăsește într-o zonă geopolitică foarte complicată. Dacă ne uităm la întreaga vecinătate estică a Uniunii Europene, la celelalte state din parteneriatul estic, vom vedea că, practic, toți partenerii noștri din această regiune trec prin situații de crize acute și Republica Moldova trece și ea prin mai multe situații complicate, dar situația din țara noastră rămâne mai calmă decât practic din situația decât practic din oricare alt stat al parteneriatului estic și una din mizele și obiectivele principale ai politicii externe la această etapă este să păstrăm acest calm în jurul țării noastre și acest calm relativ în interiorul țării noastre. Evident, acest lucru este relativ. Cu toții știm că există situații dificile și în țara noastră, dar raportate la crizele militare, crizele migraționale, de care se ciocnesc partenerii noștri din regiune, la această etapă putem vorbi de un mediu relativ calm în jurul țării noastre și una din mizele principale ai politicii externe este să păstrăm acest spațiu internațional pentru a avansa în procesul de reforme, pentru a avansa în combaterea corupției, fortificarea instituțiilor statului nostru și dorința noastră este să o facem printr-o politică externă activă, foarte fermă în apărarea intereselor naționale, dar în același timp o politică care este calmă, mizează pe dialog ca principalul instrument de promovare a intereselor noastre. Și iată, prin această prismă încercăm să gestionăm relațiile noastre cu partenerii noștri. Știți foarte bine că o primă prioritate pentru politica noastră externă este integrarea europeană, este o prioritate strategică. În ultimele luni am reușit să deblocăm, să intensificăm mai multe procese legate de apropierea noastră de Uniunea Europeană. Atât în plan diplomatic, în mai puțin de 4 luni am avut întrevederi cu practic jumătate din omologii mei din Uniunea Europeană. Și fiecare din aceste întrevederi ne-a permis să avansăm, să promovăm interesul țării noastre și apropierea de UE prin acțiuni și proiecte concrete în foarte multe domenii, politic, de securitate, energetic, economic, pandemic, de dezvoltare a infrastructurii, de politici de mediu și multe altele. Știți bine că avem un dialog destul de intens cu România, avem proiecte comune foarte ambițioase de interconectare a infrastructurii, a infrastructurii de transport, energetice, care ar veni să consolideze această relație a noastră de parteneriat strategic pentru integrarea europeană. Avem un dialog pozitiv și dinamic cu Ucraina, pe care, din nou, avem mai multe proiecte comune, avem și subiecte care
asupra cărora lucrăm pentru a identifica soluții, inclusiv Râul Nistru, dar avem și oportunități pe care le discutăm cu partenerii noștri din Ucraina pentru a dezvolta infrastructura care ne conectează. Avem un dialog calm, pragmatic cu Federația Rusă, respectuos, prin care încercăm să promovăm interesele țării noastre și vrem să ne dezvoltăm prin această prismă, dar și prin această metodologie de diplomație fermă, dar calmă, relația noastră și cu alți parteneri, cu statele membre ale Uniunii Europene, cu Statele Unite, din nou avem un dialog foarte intens. Am avut și o vizită foarte importantă la Chișinău acum 2 săptămâni. În zilele următoare și săptămânile următoare vom avea mai multe interacțiuni la nivel înalt cu Statele Unite, care din nou ne vor permite să avansăm în relația noastră bilaterală. Și cam acesta este mai mult sau mai puțin universul interacțiunilor noastre cu alte state, dar înainte de a răspunde la întrebările dumneavoastră, țin neapărat să mai menționez câteva lucruri, și anume faptul că aici, la Ministerul de Externe, împreună cu echipele noastre, împreună cu misiunile diplomatice, ținem foarte mult la implementarea unei diplomații al rezultatelor concrete. Ne dorim ca diplomația să aducă beneficii concrete cetățenilor și prin această prismă avem mai multe inițiative. Încercăm să liberalizăm roaming-ul cu vecinii noștri, cu România și Ucraina, cu statele membre ai Uniunii Europene, cu Turcia. În mai multe dialoguri diplomatice pe care le avem, încercăm să obținem recunoașterea automată și conversiunea permiselor noastre de conducere pentru cetățenii noștri care trăiesc în alte țări. Am investit foarte mult efort pentru a obține recunoașterea certificatelor COVID, astfel încât cetățenii noștri vaccinați sau cei care dețin rezultatele testelor să poată călători nestingherit în Uniunea Europeană. Avem mai multe proiecte de dezvoltare și digitalizare a serviciilor consulare, astfel încât diaspora noastră să poată beneficia de o interacțiune mai facilă, mai ușoară, mai rapidă și mai simplă cu consulatele noastre, dar și cu alte instituții de stat. Și aici avem mai multe inițiative asupra cărora lucrăm împreună cu colegii noștri din guvern. Și în perioada imediat următoare, până la sfârșitul anului, voi avea mai multe vizite. Efectiv, mâine merg la Stockholm la reuniunea ministrilor de externe ai OSCE, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Și până la sfârșitul anului mai am o vizită la Berlin, la Budapesta și la Bruxelles pentru summitul parteneriatului estic. Deci prin aceste vizite în exterior încercăm să promovăm interesele țării noastre, a cetățenilor noștri, astfel încât, pe de o parte, să putem asigura un mediu propice pentru dezvoltarea Republicii Moldova și, în același timp, pentru a livra și a genera beneficii concrete pentru cetățenii noștri, atât acei care deja fac parte din diaspora, cât și pentru acei care trăiesc în Republica Moldova. Acestea fiind spuse, vă rog să vă invit să vă adresați întrebările care vă interesează, astfel încât să putem utiliza cât mai eficient timpul pe care îl avem la dispoziție. Mulțumesc mult, domnule ministru. Diplomația rezultatelor concrete. În continuare, la Ministerul de Externe promovăm transparența în comunicarea noastră publică. Astăzi avem un număr mare de redacții care au manifestat interes să dialogueze cu dumneavoastră pe subiecte de politică externă, integrare europeană, servicii consulare, și vă mulțumim foarte mult tuturor pentru prezență. Deschidem runda de întrebări și răspunsuri cu Radio Europa Liberă, Liliana Barbaroșie, după care Canal 5, Oxana Bodnar. Doamna Barbaroșie, vă rog. Bună ziua, domnule ministru. Întrebarea mea este cum acest dialog calm și pragmatic v-a ajutat, de exemplu, în criza gazelor, dialogul cu Rusia. Vă întreb pentru că ați fost la Moscova, v-ați întâlnit cu domnul Lavrov, ați vorbit despre prietenie, ați reafirmat un acord de prietenie, iar după asta imediat a venit acest avertisment
a Gazpromului că ar putea opri gazele. Deci întrebarea este cum acest dialog calm ajută la probleme din astea, dacă vă asumați vreo responsabilitate pentru acest incident pe care colegii dumneavoastră din guvern l-au numit regretabil. Poate îi dați și dumneavoastră o calificare. Mulțumim. Deci, la etapa vizitei mele la Moscova pe 17 noiembrie, acordul de livrare a gazelor cu Gazprom era deja încheiat și răspunsul la întrebarea dumneavoastră o să-l dea temperatura din apartamentul dumneavoastră de astăzi dimineață. Ori, într-adevăr, au fost schimburi, au avut loc schimburi de, anumite schimburi de replici și în luna octombrie și în luna noiembrie, dar răspunsul scurt la întrebarea dumneavoastră este că actualmente Republica Moldova continuă să primească gaz în baza contractului existent la prețul agreat și, într-adevăr, după cum spuneam, există aceste schimbi de replici, dar Republica Moldova astăzi continuă să primească gaz conform acelui contract. Dar se putea, scuzați o precizare, domnule ministru, din punctul dumneavoastră de vedere, se putea anticipa acest ultim episod din criza gazelor, adică acea avertisment, nu știu, unii o numesc amenințare, alții avertisment, se putea anticipa cumva? Deci este o întrebare pe care, la drept vorbind, ar trebui să o adresăm cu toții companiei Moldova Gaz, care este responsabilă pentru plățile pentru gazul livrat în Republica Moldova și consumat de cetățeni. Și în acest sens este o întrebare foarte bună pe care o ridicați dumneavoastră, dar evident răspunsul la această întrebare trebuie să fie adresat acestei companii, care este responsabilă atât de organizarea livrărilor de gaz, cât și pentru achitarea acestor livrări. Mulțumim. În continuare, Oxana Bodnar, Canal 5, urmează domnul Aurelian Lavric, Infoprimneu. Vreau să precizez, în cadrul vizitei dumneavoastră la Moscova, a fost discutată sau nu demisia vicepremierului pentru reintegrare Vlad Kulminski, dacă autoritățile de la Moscova și-au exprimat anumită îngrijorare în contextul în care această demisie a venit tocmai peste 3 luni, abia de la începutul mandatului, dacă ați primit anumite întrebări, cine va fi următorul vicepremier pentru reintegrare și dacă cumva a fost discutat și subiectul circulației mașinilor cu numere transnistrene, pentru că știm că Sovietul de la Tiraspol, Sovietul Suprem, s-a adresat Dumei de Stat din Federația Rusă cu o solicitare de a interveni în această situație. Deci, știți, numirile și demisiile din Guvernul Republicii Moldova țin de prerogativa și este o situație de ordin intern, dar partenerii, atât Republica Moldova, cât și mediatorii din procesul de reglementare a conflictului transnistrean, toți ne dorim organizarea unei runde 5+2 de negocieri în viitorul apropiat, atât OSCE, președinția în exercițiu a OSCE, cât și Rusia, Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, toți ne întreabă cam când ar fi gata Republica Moldova să convenim această nouă rundă de negocieri și prin această prismă lipsa unui vicepreministru pentru reintegrare la Chișinău este un subiect pe care îl discutăm și este abordat de toți partenerii noștri pentru că toți ne dorim o claritate asupra unei date eventuale pentru această nouă rundă. Probabil știți că intenția noastră anterior era să organizăm o astfel de rundă în luna noiembrie, dar în virtutea acestor schimbări de la Chișinău, în guvernul de la Chișinău, nu am putut merge într-o nouă rundă de negocieri și anume prin această prismă acest subiect a fost discutat cu toți mediatorii. Cât despre situația și circulația mașinilor din regiunea transnistreană, este un subiect care urmează a fi discutat la următoarea rundă 5+2, pentru a finaliza sau acolo unde este necesar pentru a identifica noi soluții, dar după cum știți, la această etapă situația este calmă, procesul de eliberare a plăcuțelor, așa numitor plăcuțe neutre, decurge în mod normal, este desigur mai bine dacă numărul de plăcuțe, eliberarea acestor plăcuțe ar fi accelerată, dar nu ne ciocnim de o situație de criză în jurul acestui subiect.
Dar dacă mai sunt careva anumite ajustări care trebuie să fie făcute la acest proces, următoarea rundă 5+2 este cel format în care se vor lua aceste decizii. Cei de la Tiraspol nu cred că situația este calmă și s-au adresat tocmai la Federația Rusă, la Parlamentul de la Moscova pentru a interveni în această situație. Eu vreau să vă întreb dacă cumva Chișinău a fost solicitat, adică s-a fost cerută din partea Moscovei să nu implementeze această restricție sau mâine sau să modifice această decizie. Deci nu este în niciun caz o restricție. Plăcuțele neutre este o măsură agreată în 2017 de comun acord între Tiraspol, Chișinău și mediatorii noștri. Moscova, Kiev, OSCE, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Deci absolut toți actorii relevanți în procesul de reglementare transnistreană au fost de acord cu implementarea acestui regim de introducere a plăcuțelor neutre mai mulți ani în urmă, deci absolut în niciun caz nu vorbim de careva restricții și chiar autoritățile de la Tiraspol întotdeauna au fost de acord cu acest model. Cât despre vehiculele comerciale, despre care mai există o anumite îngrijorări pe partea stânga Nistrului, vă pot spune că conform datelor noastre, aproximativ 70% din vehiculele comerciale din regiunea transnistreană pot călători nestingherit peste hotare cu plăcuțe eliberate de către autoritățile Republicii Moldova. Deci, în baza acestor plăcuțe există foarte multe mașini, majoritatea absolută a mașinilor, a vehiculelor comerciale din regiunea transnistreană pot călători peste hotare. Și în acest sens, eu cred că este foarte important în evaluarea și analiza situației din jurul regiunii transnistrene să ne ghidăm de cifre și fapte concrete, de statistici concrete, nu de declarații care uneori pot fi emotive, pentru că există fapte care nu sunt contestate nici măcar de autoritățile de la Tiraspol. Mulțumim frumos! În continuare, Aurelian la Bric, Info Prim Neo, după care Mihaela Tabarcea, ProTV. Domnule viceprim-ministru, eu vreau să vă felicit pentru abordarea pe care o aveți și anume pentru această politică echilibrată și pragmatică pe care ați anunțat-o. Veți fi criticat, eu cred că este o expresie a realismului politic pe care îl aveți, și veți fi criticat de idealiști, fie din stânga, fie din dreapta, dar într-adevăr ați dat un specific pe care de mult îl așteptam. Ați dat o notă specifică politicii noastre externe. Eu vreau să vă întreb despre relația cu Ucraina și această întrebare are, de fapt, trei aspecte. Pe scurt o să le expun. Dumneavoastră v-ați referit la râul Nistru. Chiar și doamna președinte Maia Sandu, întrebată la ultima conferință de presă, a spus că Republica Moldova s-a adresat la Uniunea Europeană ca să medieze, să intervină. Dar vedem că Ucraina pur și simplu nu ține cont și de sfaturi, inclusiv de cele de la Bruxelles. Care sunt pașii concreți pe care îi întreprinde Republica Moldova și care este planul B dacă Uniunea Europeană îi va lăsa în pace să facă ce vor, pentru că ei sunt în conflict cu Rusia și ca și cum sunt menajați de Bruxelles. A doua chestiune se referă la proprietățile Republicii Moldova în Ucraina. A fost dezvăluită schema aceasta de preluare a proprietăților. Întreprinderile, instituțiile din Republica Moldova nu au bani pentru a repara clădirile de acolo care aparțin Republicii Moldova și localnicii pur și simplu le demolează, construiesc altceva și Republica Moldova rămâne fără nimic. Puteți să aveți în guvern, vă adresez această întrebare ca unui viceprim-ministru, să adoptați un plan de măsuri, în primul rând să se păstreze ceea ce mai aparține instituțiilor noastre, dacă ele nu au bani, că universități, întreprinderi, să preia Agenția Proprietății Publice din Republica Moldova toate aceste proprietăți și să le întoarcă pe cele pierdute, ca Republica Moldova să beneficieze de, pentru că este munca concetățenilor noștri, tot ce s-a construit acolo. A treia chestiune, al treilea aspect al acestei întrebări, sigur că se referă la comunitățile moldovenești din sudul Basarabiei. Este vorba de fapt, și din alte părți din Ucraina. 124.475 de oameni s-au declarat moldoveni acolo,
Ei se confruntă cu probleme. De exemplu, la începutul acestui an, școlile moldovenești din Meneailovca și Furatovca au trecut, sau a fost o tentativă, nici nu mai știu, de a le trece în componența unei școli ucrainene, respectiv cu schimbarea limbii de predare în virtutea legii pe care i-au adoptat-o de acolo, privind învățământul. Noi avem un consulat la Odessa, care pur și simplu nu este prezent, nu își asumă problemele acestor compatrioți ai noștri. Ei nu sunt diaspora, ei sunt comunități autohtone, ei nu au plecat, nu sunt cetățenii Republicii Moldova care se plece în altă parte, să fie diaspora. Ei sunt acolo, dar ei se identifică moldoveni, așa s-au declarat la ultimul recensământ, dar se creează impresia că statul Republica Moldova nu le acordă nicio atenție, i-a lăsat. Mulțumesc, aceasta este întrebarea. Vă mulțumesc referitor la situația ecologică și râul Nistru și pașii concreți. Deci la această etapă, deci este un subiect care este prioritar atât în agenda noastră, pe agenda noastră bilaterală cu Ucraina, cât și în alte acțiuni diplomatice pe care le întreprindem noi pe linia Ministerului de Externe și evident sunt și acțiuni ce țin de alte instituții. Veți vedea că la declarația comună pe care am emis-o împreună cu Uniunea Europeană după acordul, după Consiliul de Asociere de la Bruxelles pe 28 sau 29 octombrie, situația din jurul râului Nistru este menționată explicit, deci este un subiect pe care îl discutăm atât cu partenerii noștri din Ucraina, cât și cu partenerii noștri din UE. Actualmente, împreună cu Ucraina, efectiv discutăm, pregătim o adresare comună către Uniunea Europeană pentru a invita Uniunea Europeană să ne ofere o evaluare ecologică a râului Nistru, a impactului hidrocentralei asupra râului Nistru, dar și să ne ajute pe noi cu partea ucraineană să găsim soluții la problemele eventuale care deja sunt vizibile în Albia și în jurul râului Nistru pentru a minimiza și a evita astfel de probleme ecologice. Speranța mea este că vom ajunge de comun acord cu partea ucraineană și vom finaliza aceste discuții pe marginea acestei adresări către Uniunea Europeană în următoarele săptămâni și din momentul în care vom trimite această solicitare la UE, deja vrem să instituționalizăm acest dialog pe marginea ecologiei râului Nistru dintre Ucraina, Uniunea Europeană și Republica Moldova pentru a minimiza problemele din această zonă și evident dumneavoastră știți bine că aceste riscuri de care ne ciocnim noi, se ciocnesc și anumite raioane din Ucraina și aici este un interes comun atât al nostru cât și a regiunilor aferente Republicii Moldova de pe partea ucraineană. De aceea, cel puțin în dialogul pe care l-am eu cu colegii noștri de la Kiev, ei spun foarte deschis că ei și-ar dori să găsim o soluție pentru că aceste evoluții negative de pe râul Nistru vor afecta inclusiv cetățenii ucraineni. Dar speranța mea este că în câteva săptămâni o să pot să vă dau mai multe detalii referitoare la acest format de interacțiune prin care conectăm partenerii noștri europeni la această situație foarte delicată. Cât despre proprietăți, din nou este un subiect care nu a fost rezolvat integral în ultimii 30 de ani. Noi continuăm dialogul cu partea ucraineană. Adevărul este că acest dialog și coordonare dintre Ministerul de Externe și Agenția de Proprietate Publică este destul de intens. Într-adevăr, sunt probleme și în sistemul judiciar din țara vecină, deci sunt mai multe situații complexe. Încercăm să rezolvăm, foarte des noi auzim de cazuri anume, cazuri specifice de unde apar probleme, dar în același timp, în paralel, noi încercăm să găsim și o soluție pe ansamblu. Dar dialogul este complicat și el ține de,
de mai multe aspecte legate inclusiv de funcționarea instituțiilor atât în Republica Moldova cât și în Ucraina. Comunitățile de limbă română, de limbă moldovenească, ca să vă citez, așa se auto... Deci, din perspectiva noastră, limba este română. Acest lucru noi îl spunem foarte deschis atât în interacțiunea noastră cu partenerii noștri din Ucraina. Subiectul și situația vorbitorilor de limbă română din Ucraina este discutat. Am discutat împreună și cu partenerii noștri din România situația minorității vorbitoare de limbă română din Ucraina. Este un subiect pe care îl ridicăm și sper să găsim anumite soluții acestor probleme pe care le-ați anunțat dumneavoastră. Cam atât. Mulțumim frumos. Continuăm cu ProTV, Mihaela Tabarcea, după care Newsmaker, Ecaterina Dubasova. Bună ziua, domnule Popescu, vă rog să ne spuneți cum decurg pregătirile pentru vizita Maiei Sandu la Moscova. Deci, după cum am mai declarat anterior, la această etapă, următoarele etape în relația Republicii Moldova cu Federația Rusă ține de alte subiecte, ține de organizarea Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperare Economică, probabil în luna martie sau eventual februarie-martie. Există acest dialog continuu pe livrările de gaz, care contractul este, dar ați mai văzut că se mai fac schimburi de păreri în spațiu public. Avem un dialog cu Federația Rusă și referitor la alte subiecte care sunt pregătite pentru această comisie interguvernamentală mixtă. Înțelegerea noastră cu partea rusă este că la o etapă ulterioară vom discuta dacă este cazul ca și președinții țărilor noastre să se întâlnească, dar poziția ambelor părți este că pentru o întâlnire la nivel înalt este util să avem careva înțelegeri sau careva anumite inițiative noi care pot fi lansate, dar mai degrabă înțelegeri și în acest sens la această etapă nu discutăm în detalii o astfel de întrevedere. Dar există disponibilitatea de ambele părți de a discuta o astfel de întrevedere atunci când vom avea suficiente lucruri concrete pe agenda. Vă mulțumesc. Urmează Ecaterina Dubasova, Newsmaker, după care Gore Svetlana, TVR Moldova. Здравствуйте, господин Попеску. Такой вопрос. У нас долго нет посла в России. Почему такие проблемы с его назначением? Это не проблема, это стандартная скорость назначения послов. Я уже тоже высказывался по этому поводу. Назначение посла длится примерно месяца три. То есть там есть процедуры. В первую очередь нужно найти кандидата, который будет отвечать ожиданиям двусторонних отношений со всеми государствами. Это процедура со всеми партнерами. Потом делается запрос на агреман. Это такой документ, посредством которого государство, куда мы хотим назначить посла, дает как бы свое разрешение, да, на то, что этот посол может приехать в соответственную столицу. И вот все эти, а потом после агремана есть еще несколько процедур. Это комиссия внешней политики в парламенте, потом назначение в правительстве, потом уже сами верительные грамоты, президентура. То есть все эти процедуры, они примерно 3 месяца длится с того момента, как нашли правильную кандидатуру. Вот в случае назначения наших послов в Москву, в Киев, ну и в другие столицы, мы вот где-то посередине этих процедур. То есть процесс назначения идет, кандидат есть, но мы где-то в середине этого процесса. Спасибо. Mulțumim. Urmează TVR Moldova, Светлана Горе, după care Парасковия Бланарь, НТВ Молдова. Bună ziua. Domnule ministru, mai sunt
zile numărate, două săptămâni până la summitul parteneriatului estic de la Bruxelles și voiam să vă întreb cu ce așteptări ar trebui să reveniți acasă de la acest eveniment, mai exact pe ce mizează Republica Moldova la acest summit al parteneriatului estic, care ar fi solicitările pe care le veți expune acolo și eventual cu ce pași concreți va face Republica Moldova în acest parcurs european. Mulțumesc! Deci, înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să reiterez faptul că Republica Moldova este un beneficiar, practic cel mai mare beneficiar al parteneriatului estic. Republica Moldova este cel mai mare beneficiar a zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană, dacă comparăm rata de creștere a exporturilor din țara noastră pe piața Uniunii Europene comparată cu alte state din parteneriatul estic. Deci aici Republica Moldova a obținut deja foarte multe beneficii și călătorile fără vize în Uniunea Europeană și liberalizarea transportului aerian care a permis ieftinirea biletelor pentru avioane. Deci deja în ultimul deceniu Republica Moldova a beneficiat enorm de acest cadru al relațiilor cu Uniunea Europeană, dar pentru noi este important să stabilim și prioritățile și obiectivele pentru următorul deceniu și în acest sens summitul parteneriatului estic este o etapă importantă, dar nu este singurul mecanism prin care vrem să ne promovăm interesele noastre de ancorare Republicii Moldova în spațiul european. Și aici o să vă spun că noi lucrăm pe două paliere, pe două linii de acțiune. Una este într-adevăr însăși parteneriatul estic, inclusiv acest summit, prin care noi evident ne dorim ca împreună cu alte state ai parteneriatului estic să reconfirmăm atașamentul, gradul, faptul că atașamentul Uniunii Europene față de această politică, finanțările continue ai Uniunii Europene pentru proiecte din cadrul parteneriatului estic. Deci toate aceste lucruri noi le promovăm, le promovăm atât împreună cu celelalte state, cât și cu trio de state asociate împreună cu Georgia și Ucraina. În același timp, paralel, Republica Moldova are ambiții mai mari față de relația noastră cu Uniunea Europeană decât alte state. Noi avem o altă geografie, avem chiar și o limbă care este limba oficială a Uniunii Europene în virtutea faptului că vorbim limba română. Deci noi ne dorim mult mai mult de la relația noastră cu Uniunea Europeană. De ce? Noi încercăm să realizăm și să obținem multe lucruri în relația noastră cu Uniunea Europeană fără a lega promovarea acestor interese, iată de summitul parteneriatului estic. O facem în plan bilateral dintre Moldova și instituțiile de la Bruxelles și capitalele statelor membre ai Uniunii Europene. Și pe acest palier suplimentar vrem să dezvoltăm un dialog în domeniul securității energetice, un dialog pe subiecte politice și de securitate. Avem deja promisiuni de sprijin masiv a dezvoltării și modernizării infrastructurii din Republica Moldova. De aceea, răspunsul meu este că da, la summitul parteneriatului estic, miza noastră, obiectivul nostru este să obținem o reconfirmare a angajamentului UE față de întreaga regiune. Dar în paralel, noi avem foarte multe lucruri pe care încercăm să le realizăm împreună cu Uniunea Europeană, cu mult succes, de altfel, care îl facem într-un fel suplimentar la acest summit. Mulțumim. Urmează colegii de la NTV Moldova, Blanar Parascovia, după care Sputnik Moldova, Eduard Maciac. Bună ziua! Domnule ministru, vreau să vă întreb cum ați putea comenta afirmațiile fostului consilier al președintelui Trump, John Bolton, făcute pentru un portal american săptămâna trecută, că ar trebui dezghețat conflictul în regiunea transnistreană. El spunea că NATO ar trebui să lichideze regiunea transnistreană nerecunoscută, să rezolve conflictele înghețate și să facă presiune asupra Rusiei pentru reunirea Moldovei. Deci, aici poziția Republicii Moldova rămâne neschimbată. Poziția noastră față de procesul de reglementare transnistreană este că singura soluție pentru reglementarea acestui conflict este dialogul, negocierile și metodele pașnice.
de interacțiune cu conaționalii, concetățenii noștri din stânga Nistrului, dar și cu autoritățile de la Tiraspol, cu ajutorul și contribuția mediatorilor. Deci, aici, întotdeauna, această poziție este foarte clar exprimată, soluția acestui conflict poate fi doar pașnică, negociată și prin dialog. Bună oară, domnul Bolton a fost la Chișinău acum 2 ani, eu am avut o întrevedere cu el și noi am discutat inclusiv situația din regiune, inclusiv iată prin prisma celor principii de bază care stau la modul cum abordează Chișinău reglementarea transnistreană. Mulțumesc. Continuă domnul Maciac Eduard, Sputnik Moldova. Urmează după aceasta Mariana Prisejniuc, Glavcom. Bună ziua! Domnul Popescu, vreau să vă întreb în legătură cu relația cu Federația Rusă. Dumneavoastră ați vizitat, ați fost într-o vizită la Moscova și în programul de guvernare Chișinăul, să spunem așa, pedalează mai mult pe relații strategice cu Ucraina, Statele Unite și România. Și vreau să vă întreb în legătură cu relația cu Moscova, dacă va avea actuala guvernare o relație strategică sau cuvântul strategic va fi înlocuit cu cuvântul pragmatism și în contextul în care expiră anul acesta acest tratat bilateral moldo-rus, dacă nu vedeți necesitatea de a îl, să spunem așa, completa cu anumite nuanțe. Vă mulțumesc. Deci, tratatul moldo-rus se prelungește automat atâta timp cât una din părți nu denunță acest tratat. Ori la această etapă, pe partea noastră, nu există absolut niciun indiciu și noi reieșim din faptul că acest tratat continuă să fie în vigoare conform prevederilor sale. Cât despre relația noastră cu Federația Rusă, știți, cuvântul strategic, el poate însemna foarte multe lucruri. Pentru noi, relațiile cu partenerii noștri din regiunea în care se află țara noastră sunt de importanță strategică. Cu unii din acești parteneri relațiile sunt mai bune, cu alții un pic, mai, cu mai multe nuanțe. Deci aici eu nu vreau să compar neapărat toate nuanțele cuvântului strategic. Ceea ce putem spune foarte clar este că relațiile noastre cu Federația Rusă, cu Ucraina, evident cu Turcia, cu Bulgaria, sunt de importanță strategică pentru modul cum va evolua această țară, cum ne vom putea noi dezvolta economia, cum vom putea obține reintegrarea țării. Și prin această prismă eu nu vreau să jucăm cu aceste cuvinte de o manieră care ar semnala sau un dezinteres. Acum știți bine că în programul de guvernare sunt foarte explicit formulate obiectivele noastre în relațiile cu Federația Rusă. Este vorba de relații nu doar pragmatice, ci relații calme în beneficiu ambelor noastre țări, relații care se bazează, iată, pe aceste principii de dialog în care Republica Moldova, pe de o parte, continuă să-și promoveze interesele naționale printr-un dialog și poziționări ferme, dar în același timp o face de o manieră respectuoasă, continuă dialogul și încearcă să găsească soluții la acele probleme care s-au acumulat în relațiile noastre cu nu doar cu Federația Rusă, dar și cu alte țări din regiune. Da, și încă o întrebare, o precizare. Ați vorbit despre summitul acesta al parteneriatului estic, acest principiu care există în acest aranjament mai mult pentru mai mult, pentru statele membre. Vreau să vă întreb unde o vedeți pe Republica Moldova la ora actuală dintre cele trei state, Ucraina, Georgia și Moldova, pentru că ele într-un fel s-au apropiat de UE în afară de celelalte state. Vă întreb unde o vedeți, pentru că în Ucraina lucrurile au involuat în ultima perioadă, în Georgia există probleme cu statul de drept. Republica Moldova, dintre cele trei state, unde o vedeți? Deci eu am vorbit deja de faptul, m-am referit la faptul că Republica Moldova este foarte ferm ancorată în spațiul european.
pe mai multe domenii și pe mai multe dimensiuni. Am vorbit de factorul lingvistic și cultural. Da? Ori legătura noastră cu România înseamnă și faptul că limba noastră este o limbă oficială a Uniunii Europene. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru, printre altele, înseamnă și faptul că întreaga legislație europeană, întreaga așa numitul acquis comunitar, deja este tradus în limba română. Ori aici, calea noastră spre Europa este mai scurtă, mai rapidă, decât în cazul țărilor care trebuie să traducă această legislație. De exemplu, dacă ne uităm la statisticile comerciale, vom vedea din nou faptul că Republica Moldova este statul cu cel mai mare grad de integrare a economiei noastre, a peisajului nostru comercial extern, a exportatorilor noștri, spre piața europeană. Evident, acest lucru se datorează atât zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană pe care o avem, cât și geografiei noastre, care, totuși, dacă vă uitați bine pe hartă, ne plasează în imediată apropiere a Uniunii Europene, lucru din nou care ne avantajează comparativ cu alte state din parteneriatul estic. Deci, aici eu nu țin neapărat să fac careva comparații. Știm bine că, după cum spuneam, regiunea noastră trece printr-o etapă foarte dificilă chiar în aceste zile și săptămâni, dar nici ultimii 30 de ani nu au fost deloc simple, practic, pentru nicio țară din parteneriatul estic. Dar pentru noi, pentru țara noastră, ambiția este foarte clară. Noi sperăm că țara noastră va adera la Uniunea Europeană. Sperăm că ne vom regăsi în interiorul Uniunii Europene, dar pentru a ajunge la acest obiectiv trebuie să consolidăm instituțiile noastre, trebuie să luptăm cu corupția, trebuie să dezvoltăm și modernizăm economia țării noastre. Asta este obiectivul nostru pe care ne-l trasăm atât în plan intern cât și extern, fără a ne raporta la situația la zi din alte țări. Mulțumim frumos! În continuare, Mariana Preseajniuc, corespondent Glavcom, după care Cotidianul TV, Loreta Lisnic. Bună ziua, domnule ministru! Sunt corespondent din Ucraina, aici în Chișinău, și vreau să continuăm cu cooperarea regională. În 2018 a fost lansat un format interparlamentar dintre Georgia, Moldova și Ucraina. Cum credeți dumneavoastră ar putea deveni acest format o continuare de trio de asociere? Da, chiar dacă ne-am referit la trio, chiar astăzi este o zi destul de importantă în istorie relativ scurtă acestui trio de state asociate. Ori astăzi are loc vizita la Bruxelles ai prim-ministrilor Moldovei, Ucrainei și Georgiei. O vizită comună, o vizită prin care Uniunea Europeană conferă într-un fel un anumit grad de sprijin și recunoaștere a acestui format. Deci este o zi importantă. Această vizită are loc în contextul pregătirii summitului parteneriatului estic, în pregătirea sau procesul de pregătire a acestui summit pe multe subiecte. Aceste trei state vorbesc cu aceeași voce, promovează aceleași obiective și este evident că același lucru se întâmplă și trebuie să se întâmple nu doar pe planul cooperării dintre executive sau doar ministerele de externe, dar și în planul diplomației parlamentare. Ori tot ieri domnul președinte al Parlamentului Igor Grosu a fost și dumnealui la Bruxelles, dar din câte știu el are o cooperare foarte bună și cu partenerii noștri din Georgia și Ucraina. Deci aici sunt foarte multe inițiative și acțiuni comune, unele din ele vin se întâmplă pe agenda parlamentară, altele pe partea executivă, dar ceea ce vă pot spune eu este că cooperarea cu partenerii noștri, celelalte două state semnatare acordurilor de asociere, ea este foarte bună. De ce în cursul acestor ani nu a fost nicio activitate la acest format la nivel parlamentar, dacă a fost lansat? Bun, deci nu vreau să
da un răspuns în numele unei alte instituții legislativului din Republica Moldova, dar dintr-o parte, dacă intuiesc eu bine, până în vara acestui an, Republica Moldova a avut o majoritate parlamentară care era mai puțin deschisă unei bune cooperări în cadrul acestui format trio. Existau anumite reticențe și din partea partenerilor noștri față de precedenta garnitură guvernamentală și parlamentară și bănuiesc că au fost anumite blocaje pe această linie. Și acum rămâne să vedem în ce măsură deja noul parlament de la Chișinău a reușit să-și coordoneze agenda cu reprezentanții parlamentelor din Ucraina și Georgia, dar aici eu nu cred că există vreo reticență politică, cel mai probabil este doar o discuție legată de agenda liderilor acestui parlament sau grupurilor parlamentare. Aici nu vă pot da un răspuns detaliat, dar eu nu văd din partea Republicii Moldova careva reticențe pe linie parlamentară. Mulțumesc mult, stimați colegi, reprezentanții ai mass media, pentru că avem un interes sporit pentru această conferință de presă și timpul trece foarte repede. Rugăm întrebările cât mai concentrate, să reușească cât mai multă lume și să-mi semnalați pentru runda a doua. Acum o să mergem mai departe cu Loreta Lisnic, Cotidianul, după care Dziatkovskaya Olga, Accent TV. Bună ziua! În urma vizitei de la București ați declarat că Republica Moldova, pe lângă Ucraina, va putea depozita gaze naturale și peste Prut. Când, la modul practic, se poate întâmpla acest lucru? Despre ce cantitate ar putea fi vorba și cam pentru ce perioadă ar putea să ne ajungă în sezonul rece? Deci, pentru a stoca anumite cantități de gaze trebuie să le ai. Și securitatea energetică per ansamblu nu poate fi construită în baza două sau trei acțiuni. Da? Deci este vorba de 10 de acțiuni care trebuie întreprinse și una din aceste acțiuni este stocarea gazelor în perioada caldă a anului, atunci când aceste gaze pot fi achiziționate la prețuri mai avantajoase. Deci, ăsta este unul din elementele prin care putem asigura și îmbunătăți securitatea energetică a țării noastre. Și un al doilea subelement este că întotdeauna este bine să ai o anumită flexibilitate legată de sursele de aprovizionare de gaz, stocarea. Și de aceea, la București, săptămâna trecută, eu am discutat întreg spectrul de subiecte ce ține de securitatea energetică a Republicii Moldova. Am discutat mai multe subiecte și mai multe acțiuni comune dintre Moldova și România care ar putea îmbunătăți securitatea energetică a țării noastre. Evident, este vorba și de conducta Iași-Ungheni-Chișinău, dar am discutat și această posibilitate de a stoca, înmagazina gaze în depozitele din România. La această etapă, din câte știu eu, în România sunt depozitele actuale de gaz sunt pline în proporție de 75%. Deci, teoretic, există capacități ca aceste gaze să fie stocate în orice moment. Evident, acum nu se pune problema pentru că acest lucru, de fapt, trebuie să aibă loc în perioada caldă a anului. Acest lucru în magazinare nu se face iarna. Deci, teoretic, Republica Moldova poate deja depozita anumite gaze în depozitele din România. Dar o altă întrebare pe care ne o punem noi este dacă pe viitor pentru Republica Moldova împreună cu România ar mai avea rost să construim anumite depozite suplimentare. Ori la această etapă este vorba de o întrebare cu anumite scenarii de răspuns și această analiză a modului cum, unde, când, cât costă, în ce perioadă, cât de repede. Sunt niște întrebări la care deocamdată nu avem răspuns, dar trebuie să căutăm răspunsuri prin analize economice și logistice pertinente. La modul practic... Deci, ține... N-a fost doar o declarație, a fost o expresie a faptului că noi lucrăm... Dar decizia privind locația în care vom stoca gaze naturale nu ține de mine și nu ține
de mine la această etapă. Deci această decizie se va lua mai târziu, în momentul în care, în primul rând, vor exista aceste volume suplimentare de gaz în perioada primăvară-vară pentru a le stoca, se va face o analiză logistică unde este mai bine să le stochezi, se va face o analiză a costurilor. Deci, din cât înțeleg eu, această posibilitate există, dar deja decizia concretă unde, când, în ce cantități și cât costă acest lucru, nu ține de Ministerul de Externe să ia această decizie. Dar această posibilitate este, dar decizia concretă, dacă vreți, putem să o discutăm în primăvară, când, chiar dacă nu ține de prerogativele mele, eu probabil voi ști mai mult decât știu la această etapă. Da, și acest lucru și aceste acțiuni de care spuneam eu pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, ele sunt incluse în foaia de parcurs pe care am semnat-o la București. Ori acolo sunt enumerate mai multe acțiuni comune cu România care ne-ar permite să fortificăm securitatea energetică a Republicii Moldova. Vă mulțumesc. Urmează colega de la Accent TV, Dziatkovska Olga, după care Statnaya Alexandru, TV6. Господин министр, вы уже, отвечая на вопросы моих коллег с других телеканалов, СМИ, говорили о том, что ситуация на Днестре – это один из приоритетных вопросов в молдо-украинских отношениях. У меня вопрос. Молдова сейчас в диалоге с официальным Киевом ставит вопрос о возврате плотины в районе Наславчи, которая когда-то была передана украинской стороне, из-за этого на Днестре немало проблем у нашей страны. И незаконность этой сделки признал даже бывший премьер-министр Влад Филат. Этот вопрос стоит на повестке или нет? Смотрите, мы обсуждаем весь спектр накопившихся вопросов в наших отношениях с Украиной. И вот, как вы говорили, в том числе по экологии реки Днестр, ну и там много других вопросов. Но мы также исходим из того, что те договоренности, которые были достигнуты, они обычно достигаются на основе определенных компромиссов, определенных шагов навстречу, и что как бы не может быть никаких односторонних действий, которые не ставят под вопросом вот весь спектр отношений. То есть в этом смысле мы обсуждаем все вопросы, но надо понимать, что все, что у нас было построено в отношениях с Украиной до этого момента, и все, что мы собираемся построить в смысле новых договоренностей, новых шагов по снятию вопросов, новые возможности развития инфраструктуры. Это всегда делается вместе, это делается через диалог и через такие соглашения, которые служат интересам обоих стран. И не существует соглашений, которые основаны исключительно на односторонних каких-то действиях и интересах, которые тогда это не соглашение, тогда это совершенно что-то другое. Еще, если позволите, еще один вопрос, пожалуйста, я очень коротко. Вы говорили об участии уже Молдовы в саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Ваш украинский коллега Дмитрий Кулеба заявил, что по завершении этого саммита, который состоится 15 декабря, если я не ошибаюсь, будет подписана совместная декларация. У меня вопрос: Молдова с учетом роста напряженности в регионе, а мы знаем, что Восточное партнерство – это еще и вопросы региональной безопасности, будет ли Молдова подписывать политические декларации на этом саммите? Спасибо. Республика Молдова надеется, хочет и работает на вступление в Евросоюз. В том числе через то, что мы делаем в рамках Восточного партнерства. Это очень политическая декларация, то, что я сказал. То есть это очень политическое. То есть я не знаю, откуда у вас ожидание, что мы бы не подписывали что-то политическое? Но на саммите Восточного партнерства мы подпишем декларацию с Евросоюзом и со странами Восточного партнерства, которая политическая декларация,
Мы надеемся, вот как я говорил, получить более высокий уровень поддержки со стороны Евросоюза тем проектам, через которые мы хотим приблизить нашу страну к Евросоюзу. Также параллельно мы обсуждаем, в зависимости от того, что будет написано в этой финальной декларации, да, мы как-то обсуждали возможность еще одной декларации, такой параллельной, но надо посмотреть по тексту, но в любом случае повестка восточного партнерства, она традиционно не занимается вот вопросами такого военно-стратегического плана. Да, поэтому я не вижу, как вот то, что вы говорили о напряженной международной ситуации, как это связано вот с такой потенциальной декларацией, потому что традиционно восточное партнерство все-таки фокусируется на другие аспекты сотрудничества. Mulțumim frumos. Urmează Alexandru Statnic, TV6, după care Irina Tăbăranu, zona de securitate. Bună ziua, domnul ministru Popescu. Întrebarea mea este dacă ați stabilit numărul moldovenilor care se află în Africa, acolo unde mutația Omicron face ravagii, dacă ați avut adresări de repatriere și ce veți întreprinde în acest sens, fiindcă ieri ați postat anunțul și ce detalii ne puteți oferi. Deci, noi monitorizăm foarte colegii noștri de la Ministerul de Externe, Direcția Consulară, monitorizează foarte atent situația. Ați văzut anunțul prin care restricționăm călătoria din aceste câteva țări afectate în mai mare măsură de această nouă tulpină a virusului. Nu am avut adresări din partea unor cetățeni ai Republicii Moldova care se află în aceste țări din Africa și ar dori să fie evacuați. Avem mecanisme stabilite de interacționare și cooperare cu alte state care ne-ar putea ajuta în eventualitatea în care anumiți cetățeni ai Republicii Moldova se vor adresa și vor solicita această asistență. Aceste mecanisme de cooperare cu alte state, ele și-au demonstrat eficacitatea anterior în mai multe cazuri. Deci, la această etapă pot să vă spun că monitorizăm, adresări nu am avut, numărul moldovenilor din Africa, dar practic din oricare altă țară, niciodată nu știm cu siguranță, pentru că noi putem doar estima. Aceste estimări sunt destul de aproximative în statele în care există mulți concetățeni de-ai noștri, dar fără ca acești cetățeni să se adreseze rețelei noastre diplomatice, nicio țară nu poate ști exact, cu exactitate, care este numărul exact de cetățeni. Dar am putea beneficia de o cifră, chiar și aproximativ să cunoaștem. Nu, știți cum, aceste cifre aproximative, eu pot să vi le spun, de exemplu, nu știu, diaspora, cetățenii Republicii Moldova care se află cu domiciliu într-o țară europeană se află între 300.000 și 330.000. Acolo noi putem avea o aproximație de 10%, 20%. În condițiile în care în aceste țări din Africa se află 10, poate unități, poate sunt 5, poate sunt 10, poate sunt 50 de cetățeni, dar la cifre atât de mici noi nu putem da absolut nicio aproximație. Noi cu aproximație putem da atunci când este vorba de mii, zeci de mii, și atunci această aproximație, știți, denotă o deviere de mii de oameni. Ori la numărul foarte redus de cetățeni ai Republicii Moldova care s-ar putea eventual afla în aceste regiuni, numărul este foarte mic, de aceea nu pot să vă dau absolut nicio cifră. Urmează Irina Tăbăranu, zona de securitate. Nu, înainte, domnule ministru, am primit mai multe semnale din partea comunității de jurnaliști care au semnalat faptul că declarația domnului Bolton a fost interpretată în presă, respectiv ceea ce ne aduce aminte importanța citării corecte a sursei originale, astfel încât să nu admitem manipulări în spațiu public. În ultima perioadă, Ministerul de Externe a făcut și un apel la acest fapt, să nu admitem dezinformarea. Un aspect important. Irina, vă rog.
Domnule ministru, pe parcursul anului 2020, Ministerul de Externe de la Chișinău a făcut solicitări în mai multe instanțe să fie schimbat șeful misiunii OSCE în Moldova. Chiar a apărut și o astfel de solicitare în spațiu public, semnată cu luna martie 2021, privind schimbarea domnului Klaus Juncker, acesta fiind suspectat de mai multe o relație mai apropiată cu cei de la Tiraspol. Vreau să știm dacă în continuare Ministerul solicită schimbarea actualului șef al misiunii și, în general, cum priviți activitatea misiunii în relația cu regiunea transnistreană, dat fiind faptul că în 2020 misiunea nu prea s-a implicat în retragerea acestor posturi ilegale de control numite sanitare de stânga Nistrului. Deci, OSCE are un rol foarte important în procesul de reglementare transnistreană, în procesul de mediere, în formatul 5+2, în monitorizarea situației, inclusiv în zona de securitate, și este o instituție care ne ajută pe noi în Republica Moldova să menținem inclusiv această stabilitate relativă din jurul țării noastre. Mandatele șefilor misiunii, în cazul țării noastre, din câte îmi dau seama, expiră în vară. Președinția OSCE, care actualmente este deținută de Suedia, la acea etapă a solicitat prelungirea mandatului șefului misiunii OSCE. Acest mandat a fost prelungit cu încă un an. Și, din câte înțeleg eu, expiră în vara anului 2022. Cam noi reieșim, iată, din aceste etape. În cât despre interacțiunea Republicii Moldova cu OSCE-ul, vreau să vă spun, eu am menționat deja, chiar mâine merg la Stockholm, la reuniunea ministrilor de externe ai OSCE, în care sper eu că vom avea o declarație comună pe Republica Moldova, și în această declarație comună este o oportunitate pentru noi să reiterăm principiile de care ne ghidăm în procesul de reglementare transnistreană, dar și faptul că mediatorii din acest proces de reglementare, cât și organizațiile internaționale prezente în acest proces, sprijină integritatea teritorială a Republicii Moldova, suveranitatea și acele principii de bază de pe care le-am mai menționat eu, legate de reglementarea pașnică prin dialog și în baza negocierilor. Dar Republica Moldova nu poate influența aceste numiri la nivel de misiune în Moldova. Republica Moldova poate să-și promoveze interesul și trebuie să-și-l promoveze ferm, clar, respectuos, în raport cu toți partenerii noștri externi. Noi numim ambasadori în alte țări, ambasadori care ne convin în primul rând nou. Și așteptarea noastră este că partenerii noștri vor lucra cu persoana care este împuternicită să reprezinte statul Republica Moldova. De aceea noi reieșim din același deziderat, dacă doriți, nu contează cine este interlocutorul nostru, ceea ce contează pentru noi ca țară. Bun, contează cine este interlocutorul nostru, dar noi trebuie să fim în stare și trebuie să fim capabili ca țară, ca serviciu diplomatic, să promovăm interesele noastre, indiferent de cine este interlocutor, cine este ambasador, cine este ministru, pentru că eu când merg pe circuitul internațional să promovez interesele țării, eu nu am dreptul să aleg cine este ministru de externe în țara respectivă sau țara respectivă, cine este responsabil de Republica Moldova în țara respectivă sau respectivă. Eu nu-mi aleg interlocutorii. Ceea ce pot eu să fac este să promovez interesul țării noastre, indiferent de interlocutorul pe care l-am. Și prin această prismă noi vedem interacțiunea cu toate țările și toate organizațiile relevante pentru acțiunea diplomatică a Republicii Moldova.
Mulțumesc. Până trecem la a doua rundă, deja am primit semnale de la colegii din media care ar dori să adreseze întrebări suplimentare. Ziarul Național, Raisa Lozinski, tot pe subiectul problematicii transnistrene, întreabă dacă negocierile în formatul 5+2, care urmau să aibă loc la începutul lunii noiembrie curent în capitala Suediei, au fost amânate, când vor avea loc acestea și care sunt subiectele principale pe care Chișinău vrea să le pună în discuție în această reuniune, după care Liliana Barbaroce și Oxana Bodnar întrebarea numărul 2. Deci, interesul țării noastre este să organizăm o următoare rundă de negocieri 5+2 cât de curând. Pentru noi este un mecanism de promovare a interesului țării noastre, a viziunii noastre și o modalitate de a promovare integrarea țării. Dar o dată exactă nu poate fi dată la această etapă, în condițiile în care noi deocamdată nu avem o persoană responsabilă, un viceprim-ministru pentru reintegrare, și în momentul în care vom avea un viceprim-ministru pentru reintegrare, vom fi în stare să confirmăm și să vă comunicăm o dată exactă pentru următoarea rundă. Domnule ministru, cu acordul dumneavoastră o să preluăm două întrebări de la colegii de la Radio Europa Liberă și Canal 5, după care răspundem și continuăm în felul ăsta. Vă rog. Domnule ministru, aș vrea să vă întreb cum calificați dumneavoastră ce se întâmplă la granița ucraineană, pentru că în ultima vreme au tot sunat îngrijorări occidentale legate de ceea ce pare a fi o masare de trupe ruse la granița ucraineană. De asta, cum Republica Moldova este în imediat apropiere, vreau să vă întreb cum calificați dumneavoastră ceea ce se întâmplă. V-ați întâlnit în perioada asta cu mulți diplomați, probabil ați discutat despre asta. Ce îi raportați premierului, președintei? Trebuie să se pregătească cumva în mod special de o escaladare, nu? Cum calificați dumneavoastră aceste evenimente? Mulțumim. Oxana Bodnar, Canal 5, vă rog. Întrebarea mea este în contextul vizitei dumneavoastră care a avut loc recent la București. Ați declarat că ați vorbit despre renegociere sau negociere unui nou acord de asistență nerambursabilă din partea României, care urmează să înlocuiască acordul din 2010. Vreau să vă întreb când ar putea fi semnat acest acord și care sunt condiții pentru semnare și dacă puteți totuși să ne explicați, dacă ați mai vorbit cu partea română, totuși de ce nu a fost implementat până la capăt acordul precedent. Mulțumim. După ce domnul ministru oferă răspuns, Infoprim Neo și Newsmaker și al treia întrebare o să preluăm de la TVR Moldova. Evident, noi suntem foarte îngrijorați de orice tensiuni care au loc în arealul nostru geografic. Aceste tensiuni, inclusiv dintre Uniunea Europeană și Belarus, dintre Rusia și Ucraina, din Caucazul de Sud, din nou, există mai multe situații complicate, atât în plan militar, cât și în plan de politică internă. Toate aceste lucruri au un impact negativ asupra regiunii în care trăim, creează incertitudini, creează semnale negative pentru investitorii străini, pentru partenerii noștri, pentru cetățeni. Deci toate aceste situații, fără doar și poate, ne îngrijorează și pe partea noastră este responsabilitatea noastră ca guvern să fim gata pentru orice evoluție a situației pe mai multe planuri și în acest sens noi urmărim foarte atent această situație, toate aceste situații de criză, suntem gata să reacționăm dacă va fi nevoie, deci urmărim, suntem prudenți, suntem alerți, dar din nou mai vreau să subliniez faptul că totuși noi suntem oarecum ceva mai ferit geografic de toate aceste focare de tensiuni. Acest lucru nu trebuie să ne relaxeze foarte mult, dar este important să fim și noi conștienți de faptul că această poziție geografică la această etapă ne favorizează. De aceea continuăm să monitorizăm. După cum spuneam, suntem alerți, dar în plan diplomatic întreprindem acțiuni pentru a asigura un mediu care nu destabilizează și nu complică
situația din Republica Moldova, pentru că ne dorim toți, cu toții, să ne concentrăm pe procesul de reforme interne, luptă cu corupția, modernizarea economică, depășirea efectelor economice a acestei pandemii, gestionarea acestei pandemii și a noilor valuri de COVID, care, după cum vedeți, se mai nu încetează să vină peste noi. Referitor la acordul de asistență din partea României de 100 de milioane, când va fi semnat, deci din comunicarea noastră cu partea română știam că deja în luna septembrie proiectul acestui acord era aproape finalizat, dar evoluțiile politice de la București, lipsa unui guvern cu depline puteri, a pus pe pauză procesul de avizare internă în cadrul instituțiilor executivului de la București. Acum, și am discutat acest lucru la București săptămâna trecută, așteptăm ca guvernul României să finalizeze proiectul de acord, să ne-l trimită în viitorul apropiat. Acum, atunci când spun viitorul apropiat, asta poate însemna 3, 4, 5 săptămâni, cam pe acolo. Deci sper eu sub 2 luni, ținând cont de faptul că mai sunt și sărbătoarele de iarnă, dar aproximativ cam astea sunt parametrii de timp în care așteptăm proiectul de acord. În momentul în care vom avea textul acestui acord, o să vă pot comunica mai mult. Ceea ce vă pot eu spune este că noi nu privim relația noastră cu România, relația noastră cu Uniunea Europeană, acest acord prin prisma condițiilor. Noi am primit un mandat să modernizăm țara, partenerii noștri, inclusiv România, alte state membre ai Uniunii Europene, Uniunea Europeană, ne sprijină în acest demers și aici nu există o relație în care o parte sau alta condiționează. Există o conlucrare și un sprijin pe care îl primim noi pentru implementarea acestor proiecte. Și de ce nu a fost implementat acest acord în ultimul deceniu? Deci din 100 de milioane oferite ca grant Republicii Moldova în promise inițial în 2011, au fost valorizate doar 32 de milioane, în mare parte din cauza capacității reduse de absorpție a instituțiilor Republicii Moldova, care nu au scris proiecte convingătoare, nu au fost în stare să organizeze acest proces de proiectare, achiziții, dezvoltare, aplicare a proiectelor de o manieră care ar fi putut duce la o rată mai mare de absorpție acestor finanțări. Deci, predominant din cauza faptului că pe partea noastră nu am fost în stare să elaborăm, scriem, prezentăm și implementăm aceste proiecte. Mulțumim, preluăm 3 întrebări. Infoprimneo. Domnule ministru, colega domnișoară Oxana Bodnar a pus întrebarea de privind ajutorul și asistența pe care Republica Moldova o primește și din partea României, Uniunii Europene și altor actori, parteneri strategici. Eu vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră misiunea statului Republica Moldova? Care, cum vedeți, rolul statului moldovenesc în regiunea în care ne aflăm? Ce poate oferi Republica Moldova vecinilor regiunii din perspectiva securității, din perspectiva dezvoltării economice? Mulțumesc! Mulțumim. Newsmaker, vă rog. Весной этого года из Молдовы был похищен бывший украинский судья Николай Чаус. Дело о похищении Чауса – это уже перевернутая страница или эта тема все еще есть в сторонней повестке? Mulțumim. TVR Moldova. Dacă îmi permiteți, domnule ministru, aș vrea să revenim puțin la acel subiect, la declarația fostului consilier al președintelui SUA John Bolton, despre care el scria că ar trebui să fie lichidată regiunea transnistreană. S-a dovedit a fi că acest articol este un fake care a prins contur în spațiul public, inclusiv prin intermediul unor funcționari, deputați de la Chișinău, care au dat valoare acestui fake. Și vreau să ne comentați acest lucru. Pentru că, ținând cont că nu este unica știre falsă care apare în spațiul public în ultima perioadă. Mulțumesc! Mulțumim! NTV Moldova.
Domnule ministru, vreau să vă întreb, la întâlnirea pe care ați avut-o cu ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, acum două săptămâni, vrem să știm dacă ați discutat despre furnizarea vaccinului Sputnik V pentru Republica Moldova, când Moldova va putea aduce vaccinul și la ce etapă sunt negocierile, asta în afară de acel lot distribuit ieri în regiunea transnistreană. Mulțumim. Prima întrebare referitoare la ce am putea oferi noi regiunii. Știți, Republica Moldova este în mare parte un beneficiar de asistență externă, sprijin extern, diplomatic, economic, financiar. Și acest lucru a ajutat Republica Moldova să evităm mai multe crize sau cel puțin să atenuăm efectele anumitor crize pe parcursul la efectiv 3 decenii. Republica Moldova beneficiază de foarte multe deschidere din partea partenerilor externi, atât mai apropiați geografic cât și mai îndepărtați. Și adevărul este că Republica Moldova la această etapă, în virtutea prosperității noastre foarte reduse, faptului că nu suntem o țară foarte mare, cu foarte multe resurse, nu avem capacități mari de a oferi ajutoare majore sau de a juca un rol pozitiv geopolitic la scară regională și globală. Suntem o țară relativ mică, cu resurse limitate. Totodată, eu vreau să spun că pentru noi ca societate este foarte important să nu ne mai autopercepem ca fiind exclusiv consumatori de beneficii și de oferte și de asistență și de finanțări și de vaccinuri. Este important să ne punem și noi întrebarea cum putem aduce și noi o contribuție la ce se întâmplă în alte țări și prin această prismă. Și în al doilea rând, eu vreau să spun că aceste lucruri întotdeauna sunt foarte apreciate de partenerii noștri externi, ori în momentul în care chiar și cu puținul pe care îl ai, faci un efort să dai, acest lucru este apreciat. Și anume, prin această prismă, noi ca guvern am încercat să fim mai prezenți, am inclusiv prin contribuția noastră la anumite urgențe, crize regionale, am trimis echipe de pompieri și în Turcia și în Grecia, am trimis și o echipă medicală în România. Este important pentru noi și rolul pe care îl are țara noastră în operațiunile de menținere a păcii. Prin aceste contribuții foarte mici, deseori simbolice, demonstrăm faptul că noi, ca țară, inclusiv cu resursele noastre limitate, totuși facem un efort să dăm, să contribuim la stabilizarea globală sau regională. Și că prin aceste acțiuni, noi, dar până la urmă, majoritatea statelor lumii sunt destul de mici. Dar dacă toate aceste state relativ mici fac un efort, atunci toate împreună pot să-și aducă contribuția la multe urgențe regionale sau globale. Evident, și schimbările de mediu tot sunt un domeniu în care aducem și noi modesta noastră contribuție, dar dacă nu o fac și statele mici, atunci, evident, toți vom trăi pe o planetă mai periculoasă și mai puțin confortabilă. Iată, de aceea, care este contribuția noastră? Asta este, să facem un efort, să contribuim și noi, dar cred eu și acest efort de a menține țara noastră în afara știrilor negative din regiune este un lucru care în linii mari este apreciat practic de toți partenerii noștri externi, care au și ei un anumit grad de subiecte arzătoare pe agenda lor și aici, practic, cu toți interlocutorii mei de peste hotare, această abordare noastră prin care noi încercăm să stabilizăm situația, să modernizăm țara și să minimizăm crizele din jurul țării noastre, este o abordare care se bucură de sprijinul majorității interlocutorilor noștri în plan extern. Насчет Украины, вы знаете, там был обмен мнениями весной, работают соответственные службы по линии МИДа,
как бы у нас диалога по этому вопросу нет. Как вы знаете, были определенные вопросы на весной этого года, но, насколько я понимаю, этот господин находится в Украине, там уже госструктуры Украины занимаются этим вопросом. Dezinformarea este un flagel al societăților noastre moderne, este un flagel regretabil, este un flagel care afectează buna dezvoltare a societăților democratice, subminează buna funcționare a sistemelor democratice, evident, creează situații care au potențial de a agrava inclusiv relațiile interstatale, subminează încrederea în democrație și este un lucru care, desigur, nu este sănătos pentru nicio democrație, inclusiv acest caz foarte concret pe care l-ați invocat dumneavoastră, în care domnul Bolton a fost citat greșit sau discuțiile sau relatări sau opinia dumneavoastră a devenit sursa acestei dezinformări. În același timp vreau să spun că societatea noastră nu este pentru prima dată când se ciocnește de aceste tentative de dezinformare. Evident, ele lasă o anumită amprentă, dar per ansamblu avem o societate care știe să filtreze, are un grad de responsabilitate și discernământ democratic care ne permite să avansăm înainte în procesul de consolidare a democrației noastre, care nu este ușor, nu este simplu, dar cel puțin cred că societatea noastră de mai multe ori și-a demonstrat această capacitate de a filtra și de a discerne aceste abuzuri informaționale cărora suntem supuși cu toții. Referitor la discuția privitor la furnizarea vaccinurilor Sputnik, deci la Moscova am mulțumit pentru acele livrări de Sputnik care au avut loc în Republica Moldova. Am discutat și faptul că în Republica Moldova, după cum știți, noi suntem deschiși pentru, atât pentru vaccinurile produse în Occident, cât și pentru vaccinurile produse în Rusia și elaborate în Rusia, cât și pentru cele din China. Au existat mai multe livrări de vaccin, inclusiv în regiunea Transnistreană, atât din partea Federației Ruse. Evident, aceste donații de vaccin de care a beneficiat Moldova, inclusiv din România, o bună parte din ele au ajuns inclusiv în regiunea Transnistreană. Știți bine că primele vaccinuri care au ajuns în regiunea Transnistreană au fost livrate de către, au fost livrate inițial de către România și Turcia ne-a donat vaccinuri Sinovac acum două luni, care au fost și ele transferate în regiunea Transnistreană. Deci noi cam în parametrii acestei discuții, cam așa am discutat noi situația legată de vaccinare cu interlocutorii noștri din Federația Rusă, dar nu am discutat în detalii noi livrări, în condițiile în care astăzi, după cum știți, în Republica Moldova nu avem o penurie de vaccinuri. Vaccinuri sunt suficiente, dar este important ca mai mulți cetățeni să se vaccineze pentru a-și proteja propriile vieți și viețile apropiaților lor. Deci la această etapă eu voi profita de această ocazie pentru a reitera un apel către cetățeni să se vaccineze. Acest lucru salvează vieți. Veți vedea pe statisticile internaționale că statele în care rata de vaccinare este mai înaltă au un număr mult mai redus de decesuri și în acest sens este foarte important să vă vaccinați cu orice vaccin vă este pe plac, pentru că orice vaccin, și în Republica Moldova avem un spectru larg de vaccinuri, va proteja vieți și ne va ajuta pe toți să depășim această pandemie care are efecte negative atât asupra sănătății concetățenilor noștri, cât și asupra economiei. Domnule ministru, vă mulțumim pentru răspunsurile formulate, pentru că am depășit deja timpul alocat acestei conferințe de presă și sunt tot mai multe întrebări care apar pe parcurs. Vom răspunde prompt prin biroul de presă la aceste întrebări. Dacă ați avea careva gânduri de final sau concluzii, stimați jurnaliști, doamnelor, domnilor, conferința de presă susținută de viceprim-ministrul Nicu Popescu se declară închisă cu promisiunea că vom reveni la acest format de discuție deschis, transparent și în spiritul mai ei explică politica externă și integrarea europeană a țării. Mulțumim pentru prezență! Vă mulțumesc!